Într-o cameră mică, cu lumină puțină, copiii familiei Pițigoi din localitatea doljană Șimnicu de Sus s-au adunat în jurul mesei să-i scrie scrisorului Moș Crăciun. Își aștern pe hârtie cele mai arzătoare dorințe. Sunt lucruri mărunte, pe care fiecare copil ar trebui să le aibă. Mihaela, fata cea mare a familiei Pițigoi, așteaptă cu nerăbdare sărbătorile de iarnă. Îmi plac foarte mult sărbătorile, mai ales Crăciunul și Anul Nou. Ce-ți place cel mai mult? Crăciunul. Vine Moș Crăciun, vine Moș Nicolae, se primesc copii, gen, aici se sărbătoresc foarte multe petreceri. Fratele ei, Doru, de 12 ani, este pasionat de matematică și limba română. Bradul împodobiți? Da. Da? Și tu cum participi? Te implici? Pui globulețe? Îți place? Le ajut, pun bomboane, bentiți. Cum e atmosfera la voi în casă de sărbători? Foarte frumos. Pentru Ana Maria, matematica nu prea are secrete. Îi place foarte mult franceza și nu ezită să ne și arate cât de bine stăpânește limba lui Voltaire. Je m'appelle Sophie, je suis de Paris. Tu t'appelles Théo, tu es de Bordeaux. Il s'appelle Mireille, il est de Marseille, il s'appelle Sébastien, il est canadien. Ce accent frumos ai! Merci! Deși are numai 11 ani, știe de pe acum ce contează. Te ajută în viață. Poți să te faci ceva în viață. Și... dacă nu știi clase, nu ai parte. Așteaptă cu mare emoție să vină Crăciunul și să petreacă sărbătorile alături de familie. Foarte mult îmi plac. Mai mult Crăciun îmi place. Ce faci tu în perioada de dinaintea sărbătorilor de iarnă? Cum te pregătești? Cum pregătești casa? Păi pun instalații, bradul la fel, dulciurile sub brad, pun și în brad dulciuri, instalația, mai multe. Te-ai gândit așa ce vrei tu să te faci când o să fii mare? Ai niște visuri ale tale pe care vrei să le împlinești? Da, polițistă. Familia își duce traiul din banii câștigați cu multă trudă de tatăl copiilor. Muncește noaptea la o firmă de curierat pentru ca ziua să mai poată ajuta în gospodărie și să stea și cu copiii. Pentru el, familia reprezintă totul, iar educația copiilor este pe primul loc. Este foarte important, dar acum depinde și de posibilitățile care sunt și ambiția lor, vă dați seama. Că nu învață pentru ei, învață pentru... Noi încercăm să le explicăm, să le spunem, să învețe, să cașe. Asta este. Noi încercăm să le oferim tot ce putem, din ce avem. Dar ce e cel mai important să le oferiți? Să le oferim în primul rând dragostea de părinți. Cu toate greutățile, părinții nu se plâng și își doresc doar sănătate și să vadă bucurie în ochii copiilor, mai ales că unul dintre băieții are probleme mari de sănătate, iar părinții fac eforturi să-l ducă la ședințe de recuperare. Oricâte grijă ar avea însă, perioada sărbătorilor este una specială și mult așteptată de toată familia. Mai ales copiii de-abia așteaptă când e de Moș Nicolae sau de Moș Crăciun să bucură și să face și noi ce putem. Le plac și lor că... Da. Dumneavoastră, ce vă doriți de Crăciun? Eu îmi doresc sănătate multă și o fericire, multă sănătate și eu și măcar copilul meu să le fie bine. Încercând din ce avem să le oferim și... Ce să facem, asta e. An de an le-am oferit ce am putut și am avut. Acum... încercăm că pentru ei muncim și... Dumneavoastră, ce vă doriți de Crăciun? Sănătate. Povestea campaniei să le dăruim Crăciunul a început cu câțiva ani în urmă, când Asociația Vasiliada a hotărât să facă o bucurie copiilor din satele sărace ale județului și să încerce pe cât posibil să-i facă să simtă bucuria sărbătorilor de iarnă. Asociația Vasiliada a demarat în parteneriat cu TVR Craiova îndrăgita campanie umanitară Să le dăruim Crăciunul, prin care se dorește sensibilizarea comunității asupra situației materiale precare în care se găsesc sute de copii din județele Dol și Gorj. Și pentru că perioada Crăciunului înseamnă a dărui, împreună putem aduce zâmbete pe chipurile copiilor mai puțin norocoși. La sediul Asociației Vasiliada din Craiova ajung atât scrisorile celor mici, cât și donațiile celor care vor să-i ajute, astfel ca în pragul Sfintei Sărbători a Nașterii Domnului speranțele lor să devină realitate.